planificare, delegare și control. Pe parcursul cursului noi o să vorbim de 13 competențe. Luare decizii, spunere deciziei, implementare deciziei, planificare, conducere, control, organizare, coordonare, reglementare, leadership, leadership operativ și mai sunt. Dar focusul vostru cel mai mare este pe acest triunghi managerial. Planificare, delegare și control. De ce anume așa? E clar pentru toți că nu poți să deleghezi o sarcină dacă nu știi ce rezultat te aștepți de la om când îi deleghezi sarcina asta, corect? Dar ca să știi ce rezultat te aștepți de la om când îi deleghezi o sarcină, trebuie să planifici acest rezultat. Nu poți să controlezi dacă n-ai delegat unui om o sarcină cu un rezultat clar, într-un termen clar. N-ai ce controla. Dar ca să controlezi ceea ce ai delegat, trebuie să planifici. De aceea totul, matrița de conducere începe de la planificare. După asta se extinde în delegare, control și în celelalte funcții, conducere, motivare și coaching. Prima concluzie care, cum ar veni, vă conving că trebuie să planificați, prima concluzie este că fără planificare nu puteți să conduceți. Nu aveți cu cine conduce, pentru că nu puteți delega sarcini, nu aveți în ce termeni conduce, pentru că nu știți în cât timp trebuie să aveți rezultat, și nu aveți ce controla, pentru că oamenii pot să realizeze un rezultat care vor ei, nu care vă trebuie dumneavoastră. Iar concluzia 2 este, cu cât mai slab planificați, dragi colegi, cu atât mai multe puncte de control trebuie să aveți în lucru cu echipa.